Pasarela Gelu este tot mai aproape de finalizare. Pasarela va fi una spectaculoasă. Este vorba despre un contract în valoare de peste 12 milioane de lei, care va transforma radical nu doar pasajul pietonal, ci întreaga zonă. Se vor planta 14 arbori pitici în ghivece proprii și 40 de frasini. Pasarela va fi prevăzută cu iluminat public arhitectural și parapete de protecție din oțel zincat. Rampele de acces la pod sunt proiectate astfel încât pe pasarelă să poată circula pietonii, bicicliștii, dar și persoanele cu mobilitate redusă. Nu doar o reabilitare, ci o transformare. Pietonii și bicicliștii vor trece în curând peste Bega din Iosefin în Dâmbovița sau invers, pe noul pod Gelu Crizantemelor. Din 1949, de când a fost construită, pasarela Gelu nu a mai fost reabilitată complet. Acum noul pod modern, spațios și sigur, este prevăzut cu spațiu pentru deplasarea pietonilor, piste de biciclete, zone verzi, rampe de acces și iluminat arhitectural, transmite viceprimarul Timișoara Ruben Lațcău.